Bună dimineața, bună dimineața și bine ne-am reîntâlnit, dragi prieteni, la o nouă ediție a matinalului, cea de astăzi, joi, 20 noiembrie, care, fie vorba între noi, este și ziua universală a copilului, așa văd în calendarul ținut de colegii noștri de la Crainou, de asemenea și ziua industrializării Africii. Pe asta n-am prea înțeles-o, dar până la urmă ne-am lămurit noi, dacă nu în această dimineață, poate cu altă ocazie. În anul 1807, tot pe 20 noiembrie, s-a născut scriitorul și psihologul Mihai Beniuc. În anul 1858 s-a născut scriitoarea suedeză Selma Lagerlöf, laureata Premiului Nobel pentru literatură, iar în anul 1898 înceta din viață pianistul și compozitorul Anton Rubinstein. În anul 1910 a încetat din viață Lev Nikolaevici Tolstoi, iar în anul 1925 se năștea cel care avea să devină Robert F. Kennedy. Acestea ar fi principalele evenimente care s-au petrecut pe data de 20 noiembrie. Ce va să se întâmple pe parcursul zilei de astăzi, cu certitudine vom afla pe propria noastră piele dacă discutăm de ce e aici în zonă, dacă ne interesează și pe plan internațional, o să vedem, desigur, pe fluxurile de știri care vor avea, își vor face simțită prezența în perioada imediat următoare. Important este că la început de zi alături de noi este prefectul Sucevei, domnul Florin Sinescu, pe care mă grăbesc să-l salut. Bună dimineața, bine ați venit alături de noi. Bună dimineața, mulțumesc pentru invitație. Și dat fiind faptul că e o emisiune matinală în care evident luăm în răspăr titlurile din presa locală, eu aș vrea să vorbim puțin din viitor, pentru că, sincer, nu că m-ați îngrozit, că dumneavoastră aveți un fel elegant de a spune că vin lucruri grele, lucruri delicate, dar totodată vă mărturisesc că sunt liniștit când știu că sunteți în temă și pregătiți toți cei din administrație și de la situații de urgență pentru situațiile complicate care vin, dar mai e o vorbă, cu natura nu te pui niciodată. Avem cod galben, cod de care e galben de precipitații. Practic, din această dimineață de la ora 6, județul Suceava se află sub o atenționare meteorologică cod galben de precipitații și totodată sunt prognozate și rafale de vânt puternic, ceea ce înseamnă o combinație destul de nefericită care poate crea probleme, pentru că precipitații, vorbim 20-25 de litri, izolat se poate ajunge la 40-50 de litri pe metru pătrat. Și tocmai datorită acestor cantități destul de importante de precipitații însoțite de vânt pot crea probleme. În ceea ce privește prognoza pentru județul Suceava, în special pe zona de munte, vorbim de precipitații care pot deveni mixte. Din această după-amiază, practic noi până mâine la ora 12 vom fi sub cod galben de precipitații, ceea ce înseamnă că vom putea avea strat de zăpadă, în special pe zona de munte. În videoconferința pe care vicepremierul Oprea a avut-o cu prefecții în cursul zilei de ieri, cei de la Agenția Națională de Meteorologie au prognozat, practic, dacă toată cantitatea de precipitații ar cădea sub formă de zăpadă, ar fi mari probleme peste tot. După cum vedem și în această dimineață, temperaturile nu sunt atât de scăzute, deci șansa de a avea doar precipitații sub formă de zăpadă nu este foarte mare. Vom vedea ce se întâmplă spre după amiază. Oricum, noi suntem pregătiți să intervenim. Sperăm să nu ne ia iarna prin surprindere. În sensul că tot sintagma asta, iarna prin surprindere, că noi știm că vine, știm, ne-am pregătit cu ce. Bun, ne poate lua cu ceva prin surprindere, dar altfel nu mi explic și exact cum am mai spus și la bun început. Totuși cu natura câteodată nu te poți spune. Este adevărat. Tocmai în acest sens noi am stabilit câteva măsuri chiar în cursul zilei de ieri, după amiază. În primul rând am creat față de situația pe care o aveam anterior cele două puncte de sprijin, Poiana Stampeș și Ratoș. Ceea ce înseamnă că avem pe cele două locații, avem utilaj cu material antiderapant exact în acele zone unde se întâmplă cele mai frecvente probleme. Vorbim de o proprietate privată la Poiana Stampei, unde acea persoană ne-a permis și în acest an să depozităm
material antiderapant și un utilaj. Bineînțeles, conducătorul auto este prezent acolo. La Ratoș, intersecția DN17A cu DN2 este o zonă unde permanent avem probleme și acolo avem același lucru. Chiar aseară s-au finalizat, să spunem așa, detaliile de depozitare, respectiv cazare pentru conducătorul auto care va sta efectiv acolo. Și eu am stabilit în cursul zilei de ieri un punct suplimentar la intersecția DN2E cu DN17, este sensul giratoriu înainte de gura humorului. Așa. Este un punct, o stație de benzină pe stânga. Exact acolo va fi același sistem, deci un utilaj cu material antiderapant. În ceea ce privește cele două baze a secțiilor de drumuri naționale, de fapt sunt multe puncte de lucru a secțiilor de drumuri naționale, sunt în total 88 de utilaje care acționează. Avem stoc de material antiderapant, avem nisip, avem sare, avem clorură de calciu, o cantitate mai mică, dar nu folosim pe extravilan, doar acolo unde este cazul pe intravilan și în special vorbim de clorura de calciu, că ea este utilizată când avem polei. Dacă vă amintiți, iarna trecută, la debutul iernii, am avut chiar un tir la Stroiești. A fost 24 de ore în care poleiul ne-a făcut foarte multe probleme. Și sigur, vorbim de drumurile județene, care de asemenea sunt pregătite cu utilaje, sunt undeva în jur de 60 de utilaje, avem materiale antiderapante, colaborare între toate structurile, astfel încât să putem să gestionăm situațiile pe care le putem avea. Deci, după cum am spus, se pare că vom avea precipitații sub formă de zăpadă. Atenția noastră deosebită se îndreaptă spre zona de munte, zona Câmpul Lung, Vatra Dornei. Acolo unde e favorizată chestia asta. În mod evident. Deci, categoric, acolo sunt din această dimineață de la ora 6 echipaje de poliție care monitorizează traficul. Am dispus ca tot ce înseamnă mașină peste 3,5 tone din momentul în care avem zăpadă, deci doar din acel moment, ce este peste 3,5 tone, să oprim, să verificăm dotarea cu anvelope de iarnă, după aici care sigur se poate relua traficul. Iar activitatea poliției este sprijinită din această dimineață de la ora 6 de cei de la Inspectoratul de Control de Stat Control Trafic, care vor fi prezenți acolo și sigur rămân în afară de drumul național 17 cu problema legată de ce ține de fenomenele meteorologice. Bineînțeles, este o atenție și pe zona Chiril, pentru că a fost acel eveniment. Iată un drum care este închis, practic circulații pe sezonul de iarnă, prin o invenție, să spunem așa, de moment, s-a reușit ca el să poată fi utilizat pentru transport masă lemnoasă, ceea ce înseamnă că trebuie luate câteva măsuri. În acest moment discutăm despre o monitorizare și, bineînțeles, acolo cred că se impune o realizare a unei bariere fizice în care efectiv să nu... Deci ca și o barieră cum există la intrarea în fondul forestier. Exact. Deci asta cred că sunt situațiile pentru că... Știți cum? Și o cameră video. Și o cameră video. Bariera poate să fie fără lacăt, fără nimic, din punctul meu de vedere. Scris foarte clar. Și camera video. Care da. Trecu pe acolo, la revedere, amenda de pe Vreau loc. Să vă spun, când am avut acum două săptămâni un scurt episod de zăpadă da. Pe județul Suceava, am avut o intervenție pe Chiril, care este extraordinar de grea. Pentru că a trebuit Logic. Să mergem și din Pojorita și de pe Broșteni. Deci, practic, noi am deplasat o mașină din Vatra Dornei până în Chiril, am urcat pe Chiril să putem ajunge la locul respectiv, pentru că acea mașină nu mai putea nici să întoarcă, nici să meargă înainte și totodată a venit și dinspre Pojurâta. Deci lucrurile sunt destul de complicate în situația în care apare un apel pe 112. Și aici, știți cum, eu vreau să spun așa. În primul și în primul rând, doamne, ați venit în această dimineață nu doar să ne spuneți ce a făcut prefectura, ce a făcut inspectoratul pentru situații de urgență, ce au făcut drumarii. Normal, ne explicați aceste lucruri. Dar toate astea se opresc la o bucată, adică eforturile pe care le fac autoritățile pentru a pune, pentru a face drumurile să fie practicabile, zic eu, sunt de lăudat. Când sunt de criticat. Da, cred că principalul scop al acestei emisiuni este să avertizeze cetățenii, conducătorii auto, potențialele victime ale unor fenomene meteo ieșite de sub control, da? Să
încerce să fie la punct din mai multe puncte de vedere, pentru că degeaba ai anvelope de iarnă dacă acestea nu mai au de mult rizurile alea. Degeaba ai, dacă mașina nu funcționează, dacă nu e în parametri și pur și simplu nu rulezi în condiții corespunzătoare, chiar și în condiții de iarnă. Oricât s-ar chinui drumare, oricât s-ar chinui autoritățile, până la urmă, nu de puține ori am văzut, țin minte anii trecuți, situații în care solicitau să nu se deplaseze dintr-o localitate într-alta pentru că sunt anumite probleme. Era viscolul ăla nenorocit în tot porneau la drum. Tot erau în situații deosebite. Da, și ajungeau în situații deosebite. Ține foarte mult și de participanții la trafic, modul cum înțeleg să se prezinte pe această zonă, pentru că trebuie să adaptăm viteza, trebuie în primul rând să avem anvelope de iarnă, trebuie să avem ștergătoare, să avem toate elementele de care avem nevoie, astfel încât să putem circula în siguranță. Este o primă condiție esențială. Am pentru noi, pentru siguranța sigură, noastră, asta ar trebui și acelorlalți participanți la trafic. Cred că este un lucru important și de bun simț ca fiecare să realizeze acest lucru. În ultimii ani, sigur, sau fiecare conducător auto și-a dotat mașina cu anvelope de iarnă, n-au fost probleme deosebite. Marile probleme care apar în zona traficului de transport marfă. Acolo e marea problemă. Și din acest punct de vedere, cred că toți din această zonă, toți administratorii de societăți care realizează transport marfă și-au dotat deja mașinile. Bineînțeles, vorbim de lanțuri în situația lor, pentru că avem zone în care se impune acest lucru. Iar în modul în care vom gestiona noi, lucrurile sunt foarte clare. Prioritate zero pentru județul Suceava înseamnă DN2, DN17. Deci menținerea în stare de viabilitate a celor două drumuri, totodată drumul DN2E, care înseamnă de la Spătărești până la Gura Humorului, legătura cu prin Cacica, marginea. 17-a, care înseamnă drumul către Palma, Sucevița, dar bineînțeles, în situația în care vom avea precipitații foarte mari, bineînțeles că luăm în calcul inclusiv închiderea unor tronsoane de drumuri, astfel încât să ne putem canaliza pe DN17, respectiv pe DN2, ceea ce înseamnă că dacă vom avea zăpadă foarte multă, pe Palma știm cu toții se depune strat repede și cantitativ mare, există această posibilitate de a lua decizia să-l închidem, DN17, să-l abandonăm închis, astfel încât să ducem toate utilajele pe DN17. Sigur, vorbim de precipitații foarte mari. Logic, deci astea situații de criză. De criză, adică trebuie să înțelegem foarte clar, asigurăm rute ocolitoare, dar renunțând la anumite tronsoane de drum care nu sunt foarte circulate. Nu avem ce să facem, avem utilaje, dar totuși putem lua aceste măsuri pentru că îmi amintesc în iarna din 2012, am avut fenomene extreme, am avut zăpadă cu viscol extraordinar de mult, ca și durată și cantitativ. Mi-amintesc atunci la Ratoș, Grănicești, am avut o grupă de copii de la Moșenița care s-au deplasat la Suceava, au fost surprinși în zona Grănicești, am deplasat la primăria Grănicești, de asemenea au fost foarte multe persoane din zona Bălcăuț-Siret, surprinse în zona Ratoș și tocmai de aceea am realizat acest lucru. Tot pe zona de prevenție vorbim de ceea ce înseamnă parazăpezii. Parazăpezii au început să se monteze pe DN29, pe drumul DN2. Sigur, avem câteva probleme legate de prezența culturilor pe câmp în anumite zone, deci nu vorbim de o chestie generalizată, dar etapa pe care o parcurgem imediat în aceste zile, până pe data de 1, să avem montați tot ceea ce înseamnă parazăpez, 13,7 km care sunt în județul Suceava de anul trecut, totodată încă 5 km care urmează să ajungă încă 5 km noi de parazăpez. Și bineînțeles, aceștia vor fi montați pe zonele care le cunoaștem din istoric, că se manifestă viscolul, să avem vântul perpendicular pe drum și acolo, bineînțeles, trebuie montați și nu vom avea probleme deosebite sau cel puțin intervenția va fi foarte mult ușurată. Am văzut când, de acum 2 ani parcă. Anul trecut. Sau de anul da. Trecut avem și cel puțin, bun, pe drumul care îl frecventez eu cel mai mult, în zona Cumpărătura,
Adică era, știți cum, dacă n-aș fi știut că parazăpezile erau de mai de mult, aș fi zis, domne, prefectul a inventat parazăpezile, știți? Nu, adică deci, o chestie elementară care a funcționat atâția ani de zile, dar înainte de 89 mod special, n-a mai fost folosită. Nu știu de ce, adică o chestie elementară care ce rezultate dă. Și a spus dumneavoastră foarte bine că marile probleme le aveți în principal de la transportatori, și anume cei de marfă. E, într-adevăr, și mai ales aici în județul nostru, avem o problemă și cu transportatorii de marfă, în mod special lemn, care vin și supraîncărcați nu de puține ori pentru a duce lemnul în zona Rădăuțiului, nu știu unde. Iar din punctul ăsta de vedere, știți cum e, o mașină mică o mai saltă, 2-3 oameni, un ping o scot din șanța unde s-o fi dus. Dar eu zic că mult mai multă atenție din partea tuturor, inclusiv a celor cu autoturisme, trebuie, pentru că, după cum spuneam, acum e bine. Da. Dacă nu vine ceva extraordinar, ne descurcăm. Dar ați auzit de fenomenul ăla, Black Ice, da? E practic atunci când temperatura la sol este foarte, foarte scăzută, plouă și instant se transformă totul în gheață. E criminal, adică e de stat acasă, adică de tras mașina pe dreapta și stai acolo. Anul trecut acest fenomen în zona Struiești, unde am avut și un tir cu foarte multe probleme, în sensul că a ajuns în șanț, nu aveam capacitatea să-l scoatem. În fine, până la urmă am ajuns. E o acțiune pe care noi am început-o încă de anul trecut, având în vedere, ne-am dat seama că noi nu avem un utilaj să putem interveni pe această zonă. Am încercat de la Ministerul Apărării, până în acest moment nu am reușit acest lucru, am căutat să achiziționăm un camion 6x6, sigur, prin transfer de la Ministerul Apărării. A existat o variantă la Botoșani, în zona fostelor unități militare. Sperăm să o materializăm, nu știu, în primăvară, în iarna aceasta, oricum rămâne o prioritate pentru noi, pentru că având un asemenea mijloc de transport 6x6, îl folosești de 2-3 ori într-o iarnă, nu-i foarte utilizat. Corect. Dar în momentul în care ai nevoie de el, știi că e la dispoziție și poate ajunge într-o oră în orice punct sensibil. Pentru că intervenția pe această zonă, în momentul când dai tiruri derapate, tiruri în șanț, este foarte greoaie, intervenția este destul de dificilă și din acest punct de vedere noi nu avem în județ utilaje specializate. Avem, de exemplu, o macara de mari înălțimi, una singură în județ. Este vorba de Rădăuț. Sigur, nu este vina nimănui, da. Dar vreau să spun că dacă avem nevoie, de acolo trebuie să o deplasăm în zona respectivă. Toată această bază de date legate de utilajele care sunt în zona civilă, există la oficiul de mobilizare economiei care funcționează în cadrul instituției prefectului, adică în clădirea instituției este deține stătătoare. Avem aceste date și totdeauna când am apelat la operatorii economici care dețin asemenea utilaje care le putem folosi pentru diverse operațiuni, sigur am avut totdeauna sprijinul și pentru acest lucru vreau să mulțumesc, dar ce este important să înțelegem cu toții că încet, încet se instalează iarna, din prognoza care a fost prezentată ieri. Înseamnă că începând cu duminică vom avea temperaturi negative în timpul nopții, cu temperaturi pozitive pe perioada de zi, dar se pare că încet, încet ne apropiem de sezonul rece. Ce a mai prezentat domnul director Sandu, că până undeva în jur de 15-20 decembrie... Domnul Sandu, de la ANM, da? De la ANM, da. Deci am prognozat că nu vor fi temperaturi care se vor duce în zona gerului, deci negative undeva până în minus 5 grade, deci nu vom avea minus 10, minus 15 grade, iar precipitațiile până în acest moment nu se văd că ar fi lucruri deosebite. Probabil vor fi o zi, două de precipitații și lucrurile, să spunem așa, să reintre în normal. Deocamdată să putem gestiona acest cod galben care a început în această dimineață, a debutat la ora 6 și până mâine la ora 12 practic este valabil. Precipitații mixte, ploaie, lapoviță în soare și totodată vânt. Eu spun că suntem pregătiți să putem gestiona această zonă. Eu spun atât, adică vă întreb, l-a spus la un moment dat,
clorură de calciu în interiorul localităților, sare pe afară, până la urmă, sau nisip cu sare, sau cum... Care e până la urmă diferența? E foarte scumpă clorura de calciu? Da, ca și sigur, cost? Diferă foarte mult prețul de cost. Clorura de calciu este foarte bună pe ceea ce înseamnă zona de polei. Deci în momentul în care avem polei, deci poate fi utilizată mult mai bine, este mult mai eficientă, dar costurile sunt mult mai mari. Ceea ce înseamnă că trebuie să venim pe zona de a preveni poleiul, deci să ne așteptăm să fie deja polei, deci pe zona de prevenție putem veni cu zona cu nisip și sare, astfel încât poleiul să nu se formeze. În situația în care se formează poleiul, clorura de calciu este mult mai eficientă. Din acest punct de vedere. Sigur, sunt măsuri care clorura de calciu se folosește de obicei pe zona urbană. Vorbim de mașini, de tot ceea ce înseamnă traficul, numai că pe zona urbană dezăpezirea ar trebui un pic să fie altfel structurată. Practic să nu împingem doar zăpada pe marginea străzii, ea ar trebui să fie preluată de pe carosabil, pentru că văd în fiecare an peste tot același scenariu. Zăpada se împinge în mașini, oamenii își fac loc să iasă cu mașina, vin de la serviciu, locul e ocupat. Deci e o chestiune care... Stați că a început să participe Angela la emisiune. Bună dimineața, aveți mare dreptate. Bună dimineața. Atenție, da, într-adevăr, cred că zona urbană ar trebui abordată la modul în care putem pe timpul nopții să închidem tronsoane de drum, de străzi, astfel încât să fie curățate de zăpadă, efectiv să fie strânsă zăpada și să fie preluate. Pentru că discutăm foarte clar de câteva elemente. Deci avem două bulevarde importante care trebuie abordate ca și zonă de circulație majoră. Bulevardul care este în imediat apropiere a postului dumneavoastră, 1 decembrie, totodată George Enescu. Deci acest inel, dacă îl creionăm și îl realizăm, îl curățăm foarte bine, lucrurile nu cred că sunt foarte greu de gestionat. Restul, sigur, străduțele, bineînțeles, trebuie și ele curățate, dar trebuie abordat în acest mod dezăpezirea. Deci nu putem folosi doar lamă și a împinge zăpada pe exterior să curățăm partea carosabilă și după care intervine această zonă. Sperăm ca până la asemenea cantități de zăpadă să mai avem vreme. Și vom vedea cum vor decurge lucrurile. Domnul prefect, eu văd în Crainoul de astăzi că Diasil se va ocupa cu desalubrizarea stradală în următorii 7 ani în municipiul Suceava. Și dați-mi voie să vă spun că, bun, probabil au fost în perioada asta de până se semnează contractul, până se anulează, până se respinge contestația depusă de Rosal și așa mai departe, probabil că au încercat să creeze impresie. Dar vă mărturisesc că i-am văzut foarte des pe cei de la Diasil în perioada asta de vreo câteva săptămâni, în anumite momente, în anumite situații, foarte mulți oameni, chiar în zonele de care vorbeați dumneavoastră, Bulevardul George Enescu și așa mai departe, Bulevardul 1 Decembrie și nu numai, cu măturoaiele inclusiv printre mașini, strângând frunzele... Dacă îi ține chestia asta și rezolvă și cu zăpada, eu cred că discutăm de un operator ca lumea. Nu că Rosalul n-ar fi fost. Nu spun lucrul ăsta. Dar din felul în care au început cei de la Diasil, par a fi un pic mai buni. Sigur, vom vedea cum vor funcționa. Este important că eu nu știu exact elementele din contract, cum sunt modul de intervenție pe zăpadă, ce termeni au să intervină. Cel puțin am văzut și eu prin intermediul televiziunii dumneavoastră că au o bază materială care o au la dispoziție. Sper să aibă capacitatea să intervină atât pe ceea ce înseamnă zona de salubrizare, cât și pe dezăpezire, pentru că lucrurile astea sunt abordate în acest sens. Sper să nu mai vedem, eu cel puțin vedeam anul trecut, acum 2 ani, de fapt vedeam cu toții, nu că vedeam eu. Da. Material antiderapant cu lopata din tractor. Deci în municipiul Suceava nu cred că mai cine, e cazul. Cine n-a primit o lopată de aia în parbriz să ridice mâna sus? Deci trebuie să avem utilaje corespunzătoare de a avea capacitatea să intervenim pe zona urbană. Aici cred că este chestiunea care trebuie abordată foarte mult. Și cred că ar mai fi loc de ceva, pentru că exact cu aceleași materiale, poate chiar cu utilaje mai puține,
La primăria din Fălticeni, spre exemplu, ce au făcut oamenii de acolo? Aveau de dezăpezit o stradă. Pur și simplu au anunțat cetățenii anunțuri la radio, pe unde a fost, domne, astăzi vrem să dezăpezim străzile cu tare, cu tare, cu tare. Au venit oamenii și au luat mașinile și a fost mult mai ușor. A intrat cu lama Fălticenul curat. Adică se poate da și cu un pic de comunicare? Cu, Da, bineînțeles. Deci chestiunile așa trebuie realizate. Pe zona extravilană, în afara localităților, sigur, împingi zăpada la margine, ai rezolvat problema, pentru că ai unde să o depozitezi pe laterala drumului. Pe zona urbană e mult mai dificil din acest punct de vedere, că practic depozitezi în mașini. Creezi acele bariere legate de zona de carosabilă și, după cum am spus, oamenii își creează locuri de a ieși din acele zone de parcare, după care, bineînțeles, intervin celelalte probleme. Deci, cred că trebuie abordat într-un mod în care, pe perioada nopții, pot fi închise tronsoane de drum, asigurând o circulație pe acea perioadă, ocolitoare, pe rute ocolitoare, pentru că permite municipiul Suceava, dacă vorbim doar de municipiul Suceava, dar este valabil pentru fiecare zonă urbană, vorbim de Fălticeni, de Câmpul Lung, de Rădăuț, de Vatra Doarnei, și trebuie luată zăpada. Practic, acesta cred că este elementul principal, trebuie să o îndepărtăm și nu trebuie să așteptăm doar soarele, pentru că mai avem o mare problemă. Dacă așteptăm să vină soarele să o topească, discutăm despre o zăpadă care conține material antiderapant, conține nisip, pietricele, care se duce în instalația de canalizare. Și dacă n-ar fi fost strânse frunzele din perioada precedentă, la un loc cu toate aceste materiale, discutăm de colmatarea totală. Până la urmă, nu știu ce e mai ieftin. Este mai ieftin să curățăm o canalizare ulterior care e plină de material antiderapant cu toate celelalte elemente care apar în zona de canalizare, sau este mai ușor să strângem zăpada, nu mai ușor, mai ieftin. Că bănuiesc că este vorba de costuri, dar trebuie să o abordăm în acest moment, pentru că județul, municipiul Suceava, dacă vorbim în special de municipiul Suceava, din punct de vedere a traficului, este un municipiu destul de sufocat. Observăm trei picături de ploaie, deja lucrurile se complică, să stă foarte mult la semafor, e destul de dificil. Și din acest punct de vedere, cred că trebuie o intervenție rapidă, de asilul să aibă capacitatea să intervină foarte rapid, să asigure o fluență și, bineînțeles, cred că lucrurile pot fi rezolvate. Angela, tu vrei să-ți cumperi un loc de parcare proaspăt dezăpezit, să fie a tău și numai a tău? Sau? Îl dezăpezesc eu, numai să știu că nu mi-l ocupă nimeni după. Hai mai liniștită, că oricum ți-l ocupă. Ce cu tine? Adică, totuși. Dacă totuși e curat. Proaspăt curățat. Nu, dar Angela ar fi capabilă să, când pleacă mașina, să rămână ea, să-și păzească locul ei. Să pun o cutie acolo, știi? Să nu-mi ia nimeni în locul. Da. Poate e o problemă, nu știu, pe mine mă distrează perioada asta în care e multă zăpadă. Dacă se vor petrece lucruri spectaculoase din punctul ăsta de vedere, ar fi probabil unele chestiuni rezolvate. Stau bine și mă gândesc că în perioada asta, da, mulți cetățeni, pentru a mai câștiga 2-3 minute, nu folosesc parcările subterane care sunt puse la dispoziție încă în mod gratuit. Da? Adică, cu alte cuvinte, dacă au demers la un magazin de acolo din zona centrală, preferă să urce mașina un pic pe trotuar sau să o așeze într-o, decât să se ducă în parcarea subterană. Ei, când vine iarna, se schimbă situațiunea. Adică parcările sunt pline, să nu vă faceți iluzii. Și nu de cei care vin un pic, da, în și zonă. Se duc și mai schimbă așa din când în când bonul ăla. Tichetul. În fine, e o chestie care, bineînțeles, numai în anumite momente și numai la noi se poate întâmpla. Vreau să discutăm, domnul prefect, și despre faptul că în perioada următoare avem mai multe sărbători ale noastre și ale noastre, ale românilor, ale bucovinenilor și ale românilor, și bineînțeles că acestea vor fi sărbătorite cum se cuvine. O să vorbim de toate aceste lucruri, dar trebuie să luăm 2 minute de publicitate, după care, bineînțeles, revenim cu, vă spun ce,
se apropie ziua României, când s-a înfăptuit Marea Unire și, bineînțeles, e ziua Unirii Bucovinei cu patrimoniul, că sunt două zile diferite până la urmă. Trebuie să ne bucurăm de fiecare în parte și vom avea, atenție, defilare și, din ce am înțeles, mai tare decât anul trecut, dar amănuntele acum apar. Așadar, ne apropiem cu pași repezi de finalul acestei luni și începutul lunii decembrie, așadar două zile importante, 28 noiembrie Unirea Bucovinei și 1 decembrie Ziua României, două evenimente care vor fi sărbătorite în adevăratul sens al cuvântului aici la Suceava, așa cum s-a deschis, s-a redeschis, s-a înodat tradiția de a ne bucura de ziua națională cu defilare, cu paradă militară, cu tot ce scrie până la urmă, că trebuie să ne bucurăm de ziua noastră. Și anul ăsta avem această defilare. Văd deja au început să răzbată în presă câteva informații pe această temă, cu certitudine cu cât se vor apropia mai tare evenimentele, vor fi diseminate informațiile, adică la ce să se aștepte sucevenii. Ca de obicei, se vor păstra și ceva surprize ca să fie bine până la urmă, dar cred că deja putem să detaliem puțin acest lucru. Da, luna noiembrie, debutul de decembrie, iată un moment important, pentru că 1918, acel an, a fost un an important, au fost mișcări importante la nivel european. Îmi amintesc, zilele trecute s-au împlinit 96 de ani de la recâștigarea independenței Poloniei, 11 noiembrie, 28 noiembrie Bucovina, 1 decembrie Ziua Națională a României, deci elemente care au apărut la nivel european. Sunt sărbători care trebuie să le pregătim așa cum se cuvine. Iar în ceea ce privește această zonă pe care ați menționat-o, cronologic vorbind, ziua de 28 noiembrie va fi o zi în care va fi la nivelul Institutului Prefectului ședința Colegiului Prefectural, în care vom avea o ședință, să spunem așa, festivă, legată de însemnătatea acelei zile, de prezentarea unor documente. Noi am realizat și anul trecut, dacă vă amintiți, am realizat un CD cu documente din arhivă, legat de ce a însemnat acea perioadă, legat de ce a însemnat abordând anumite domenii de activitate. Și aici mă refer la cum s-a dezvoltat Suceava din punct de vedere urbanistic, învățământ, zona militară, tot ceea ce înseamnă clădiri. Deci a fost o prezentare foarte interesantă și vom repeta acest lucru. Sigur, Consiliul Județean Suceava va avea un program pentru ziua de 28 noiembrie. Sunt chestiuni care se întâmplă separat și m-aș referi mai în amănunt la ziua de 1 decembrie. Ziua de 1 decembrie, luni, este zi liberă, este ziua națională a României, care va debuta undeva la ora 10 de dimineață cu depunerea de coroane la Cimitirul Pacea, la Monumentul Eroilor. Am luat această decizie pentru a separa un pic lucrurile. Anul trecut a durat foarte mult această etapă de depunere de coroane, undeva spre o oră jumătate, și am luat această decizie să separăm lucrurile, practic să depunem coroanele de flori, așa cum se cuvine, în memoria eroilor, la Cimitirul Pacea la ora 10, iar la ora 12, practic, să debuteze parada militară. O paradă militară care, bineînțeles, deja anul trecut am avut și tehnică de la Ministerul Apărării Naționale, tehnică care va fi prezentă din nou la Suceava. Vorbim în principiu de aceeași tehnică, doar cu câteva elemente suplimentare. Vom avea de această dată prezența în zona de paradă a vânătorilor de munte de la Vatra Dornei. Anul trecut erau prinși în altă activitate și nu i-am avut prezenți. Vor fi elevi de la Colegiul Militar Ștefan cel Mare din Câmpul Lung Moldovenesc. De asemenea, structurile Ministerului Afacerilor Interne, Poliție, Jandarmi, Inspectoratul pentru Situații de Urgență, Poliție de Frontieră, cu tot ceea ce avem noi la nivelul județului Suceava, astfel încât să aducem în fața publicului o paradă militară și să sărbătorim, așa cum se cuvine, Ziua Națională a României. Să ne arătăm mușchi, ca să spunem așa. Eu cred că este important să înțelegem că aceștia suntem.
trebuie să avem capacitatea să fim împreună în acea zi, pentru că e Ziua Națională a României. Și pe lângă aceste elemente de resursă umană, cât și de zona de tehnică militară, care va fi prezentată, inclusiv Serviciul Român de Informații va fi prezent cu ceea ce înseamnă, pentru că acestea sunt structurile statului român. Și este important să le aducem în fața publicului că, practic, acesta este rolul lor, de a asigura ordinea, liniștea publică, de a face ca lucrurile să funcționeze normal. Ați pomenit de câteva elemente de noutate, ne-am dorit de fapt din 2012 să venim permanent cu câteva elemente de noutate. Vom avea în cadrul paradei militare din acest an, care se va desfășura tot pe bulevardul principal din municipiul Suceava, practic vom avea uniforme din primul război mondial și din al doilea război mondial. Vor fi cel mai probabil elevii de la Colegiul Ștefan cel Mare. Vor avea și în dotare armamentul... Militar. Sau Colegiul Ștefan cel Mare din Suceava? Colegiul Ștefan cel Mare din Câmpul Lung. Din Câmpul Lung. Îmi cer scuze. Nu, da. Să specificăm, da. Poate să sortezi vreo câțiva. Da. Băi, cum eu mă îmbrac în... Nu. De la Câmpul Lung, sigur, deci vor avea echipamentul complet. Va fi prezentat publicului tehnica militară, care după ce va avea loc acea paradă militară, acea defilare, va fi, ca și anul trecut, expusă publicului în fața Palatului Administrativ. Practic, acea paradă va fi pe aceea zonă ca și anul trecut. Asta vreau să vă întreb, aceleași... deci ora 12, dar zona? Deci zona la Biserica Sfânta Înviere, în față, deci exact ca și anul trecut. Deci începe parada de undeva din dreptul Palatului de Justiție și venim pe zona centrală, pe bulevardul principal, prin față pe la Biserica Sfânta Înviere, după care tot ceea ce înseamnă parada prin sensul giratoriu se intră pe Nicolae Bălcescu, pe piața centrală, pe pietonal, se intră cu toată tehnica militară care va fi expusă în fața Palatului Administrativ. Acolo va rămâne tehnica unde va putea fi vizionată de toți doritorii și sunt convins că, în primul rând, copiii vor fi foarte atrași de toată această zonă. După cum am spus, uniformele cred că vor fi un element important. Noi am spectaculos avut... până la urmă. Sigur că da. După cum am spus, vor avea inclusiv armamentul din acea perioadă. Este un armament butaforic, deci nu, dar imită absolut identic cu originalul, cu cel adevărat. Și bineînțeles, pe lângă aceste lucruri, după ce se întâmplă această paradă, vorbim de un spectacol care se va desfășura pe piațetă. După ce tehnica va trece pe zona piațetei, practic tronsonul Nicolae Bălcescu din sensul giratoriu de pe bulevardul principal până în sensul giratoriu din dreptul Casei Culturii a municipiului Suceava va fi închis, întrucât scena care o vom monta va fi montată exact pe pietonalul care urcă din zona piațetei spre Piața Mare, deci cu fața spre Palatul Administrativ. Va fi o scenă într-adevăr specială, eu am văzut-o pentru prima dată în această vară la Broșteni, este vorba despre o firmă care funcționează în Italia, ei fiind din Broșteni, au realizat concerte importante la nivel european, sunt români din localitate, au în dotare asemenea echipamente tehnice și vorbesc de faptul că este o scenă de 18 pe 12 cu tot ceea ce înseamnă amplificare, lumini, sunet, deci cu absolut toate aceste elemente. Va fi, într-adevăr, eu nu n-am mai văzut în Suceava o asemenea scenă, am văzut undeva la București un concert pe o asemenea scenă de asemenea dimensiuni, cu asemenea dotare, atât mă refer în zona de sunet și de lumini, și totodată deci are tot ce e nevoie pentru a avea un spectacol de calitate. Un spectacol de calitate care, după cum am spus, va debuta imediat după finalizarea paradei militare. Este în organizarea Consiliului Local, a Consiliului Județean? Deci suntem implicați, sunt mai multe instituții implicate. Consiliul Județean, Primărie, Instituția Prefectului,
Totodată celelalte structuri care participă cu trupe, deci nu vorbim doar de o contribuție financiară, în mod evident contribuția financiară este asigurată de cele două instituții care au capacitatea să facă acest lucru, vorbesc de Consiliul Județean și de Consiliul Local al Municipiului Suceava. Celelalte structuri venim cu celelalte elemente, vorbim de Ministerul Afacerilor Interne cu tot ceea ce înseamnă tehnică, resurse umane care participă la aceste evenimente. Fie vorba între noi, din punctul meu de vedere, întotdeauna am pus mare preț pe resursa umană. Cred că e cea mai, sigur că da, e cea mai valoroasă, e cel mai bun pe care îl avem. Da, într-adevăr, după cum am spus, undeva la ora 14 prognozăm că se va finaliza parada militară, după care intrăm în zona de spectacol. Un spectacol care îl vom duce undeva până pe la ora 21-22, deci este o desfășurare amplă de artiști, de persoane care au un cuvânt de spus în zona muzicii populare, cât și în zona muzicii rock ușoare, deci este o combinație destul de amplă. Ce vă pot spune în acest moment? Vor fi artiști locali, vor fi artiști internaționali, și tot acest program îl vom face public cel mai probabil mâine sau luni cel târziu, pentru că astăzi la ora 11 vom avea o ședință tehnică, să-i spunem, în care toate aceste structuri ne întâlnim să batem în cuie ultimele modificări, ultimele elemente care apar, după care, bineînțeles, aceste lucruri să le popularizăm și prin intermediul dumneavoastră, astfel încât populația sucevenei, și aici nu mă adresez doar celor din municipiul Suceava, pentru că nu doar românilor, pot să participe și sunt convins că vor participa. Anul trecut au fost peste 10.000 de suceveni care au participat. Sunt convins că în același număr, sau cel puțin în același număr, vor fi prezenți și în acest an, pentru că este sărbătoarea națională și lucrurile trebuie să le, aceste zile să le sărbătorim împreună. Vom avea de asemenea o defilare cu torțe, cum a fost și anul trecut. E un, să spunem așa, o altă formulă de defilare, deci vom defila cu două elemente distincte care vor pleca din zona sensului giratoriu din Bulevardul Mare și dinspre Casa Culturii, după care se întâlnesc în fața scenei și vor veni spre Palatul Administrativ. Încercăm să creăm o zonă de efect luminos și audio, pentru că toată această defilare va fi însoțită de cântece care vor fi interpretate de către corul celor de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență, a preoților care formează acel cor. Va fi un moment undeva care se va desfășura în jurul orei 18, bineînțeles ora 17 bradul, vom aprinde luminele în bradul de Crăciun, nu bradul de Crăciun. Și sigur, după cum am spus, sunt multe surprize. Ele astăzi urmează a fi finalizate ca și cronologia lor, dar sunt convins că sucevenii vor aprecia și vor fi împreună cu noi, cu toți cei care organizăm acest eveniment, pentru că, după cum am spus, este o zi importantă și o zi în care vor fi lucruri frumoase, lucru care să ne aducă la un loc pe toți, pentru că este Ziua Națională a României. Eu am mai spus de câteva ori lucrul ăsta, din păcate, da, bun, ăsta e evenimentul care arată că, sau e cel mai important eveniment care s-a petrecut vreodată pentru România, Marea Unire. Dar mărturisesc că tare mi-aș fi dorit ca Ziua Națională să fie undeva mai în vară, ca să putem să ne bucurăm mai bine așa. Frigul întotdeauna ne generează unele probleme. Sunt convins că dumneavoastră, alături de cei de la Consiliul Județean, de la Consiliul Local, vă uitați cu înfrigurare pe prognoza meteo. Adică dacă prindem o zi de aia, e greu. E și elementul ăsta. Vara e altceva. Da, sigur, sunt foarte multe țări care au avut în vedere acest element pentru a avea Ziua Națională într-un anotimp în care vremea nu poate crea asemenea probleme. 4 iulie Statele Unite, 14 iulie Franța. Am avut și noi 23 august. Am avut-o și noi și era, să spunem, din punct de vedere organizatoric, era mult mai în regulă.
Dar eu mi-amintesc ziua de anul trecut, o zi care ne-a a fost ajutat. Superbă. Doamne, a fost cu noi. O zi care cu prin intermediul televiziunii dumneavoastră toți sucevenii au putut să vadă în direct parada militară. Un lucru pentru care eu vreau să vă mulțumesc, pentru că foarte multă lume a apreciat și într-adevăr au primit multe semnale pentru că au avut această posibilitate să vadă în direct parada militară, atât și zona de spectacol, ceea ce înseamnă foarte mult pentru suceveni, dar sunt convins că ceea ce au văzut anul trecut, o parte în piață, o parte la televizor, îi va determina să vină pe aceștia din urmă. Știți în piață și să petrecem împreună. Este un an în care, de asemenea, Bucovina TV va fi prezentă cu o transmisiune în direct, ceea ce este un lucru foarte bun, pentru că în tot județul să ajungem cu acest spectacol, cu această sărbătoare adevărată, este un lucru important. Nu toți sucevenii pot să participe, dar prin intermediul dumneavoastră, ei, cred asta, că pot asta gândi... Asta vreau să spun, deși cumva, vă dați seama, eu aș prefera să spun, doamne, rămâneți alături de Bucovina TV, o să vedeți. Anul trecut am fost acolo, da? Deci am preferat să fiu la fața locului când s-au întâmplat acele lucruri, nu am stat acasă. Mi-a înghețat năsucul, că a fost soare, dar era mai cu dinți. Dar aceeași recomandare o am și acum. Noi vom transmite, vom face acest lucru. Dar sfatul meu este, cei care pot să vină cu mare drag, pentru că e altceva, simți sigur, altceva. E... Să fie acolo este important, să fim împreună cu toții și sunt convins că sucevenii vor răspunde, vor dori să sărbătorim cu toții împreună Ziua Națională a României, așa cum se cuvine. Încă o dată, o zi de paradă militară, de spectacol adevărat, de ceea ce este mai bun. În toată această ecuație, poate nu acum, poate mai încolo când s-o termina, n-am putea prinde într-o mică măsură și cetatea de scaun a Suceve, pentru că ar trebui să o punem în valoare mai mult, din ce în ce mai mult. De ce nu și cu această ocazie? Măcar focul de artificii să fie de pe... Cetatea de scaun... Sigur, e o problemă. Eu am discutat-o chiar acum 2 săptămâni cu cei de la RomSilva. Situația acelei zone forestiere. Sunt 64 de hectare, care, dacă discutăm la modul practic, nu putem vorbi că există o zonă de fond forestier acolo. Este o zonă cu copaci care n-au valoare economică din punct de vedere al exploatării. Este o zonă care trebuie să ajungă în administrarea municipiului Suceava, o zonă în care trebuie să se dezvolte o zonă parc, o zonă instructiv-educativă, astfel încât să poți veni cu clădiri care să se îmbine foarte bine cu mediul natural, vorbim de clădiri ușoare, vorbim de clădiri din lemn, să creezi o zonă de atracție a municipiului Suceava, pentru că noi nu avem acest lucru. Aceste elemente legate de posibilitatea înființării parcurilor, pădurilor parc, totodată zonelor instructive educative, vor fi posibile odată cu adoptarea noului cod silvic, după care, în mod evident, poate fi dezvoltată această zonă și poate fi pusă în valoare atât cetatea de scaun pe care ați menționat-o, cât și să nu uităm statuia lui Ștefan cel Mare, care în acest moment, dacă ne uităm de undeva din dreptul casei de cultură, nu prea o distingem. Plus și starea de degradare este, cred eu, un lucru care nu este foarte bine, să spunem așa, apreciat, pentru că trebuie să avem grijă de aceste valori, atât de cetate cât și de statuie, să le punem în valoare așa cum se cuvine, iar acea zonă să o putem dezvolta ca o zonă de atracție a municipiului Suceava. Din punct de vedere a infrastructurii, ea a existat, mi-amintesc, fiind copil, noi mai am avut asemenea discuții. Acolo sunt câteva alei conturate, există câteva elemente de alimentare cu energie electrică, deci un debut pe această zonă există. Există acea zonă de izvoare subterane care sunt preluate pe acele canale, deci lucru care s-ar putea dezvolta într-un proiect amplu, care să cuprindă toată această suprafață, astfel încât să punem în valoare cetatea de scaun, să nu uităm de un element important care există și el în acest moment nu reprezintă o atractivitate, muzeul satului, pentru că nu-l cunoaștem. Deci dacă am avea o infrastructură dezvoltată, și aici mă refer la ceea ce înseamnă o infrastructură adevărată turistică,
Vorbesc de la parcare, vorbesc de la o zonă de alimentație publică, vorbesc despre pliante, vorbesc despre toate aceste elemente, despre o atracție pentru copii să aibă ce face, adică sunt chestiuni care trebuie să le găsești la un loc, exact. Astfel încât oriunde, să poți să mergi. Am mai străbătut și alte țări, ca să nu spunem că și în România găsim lucrurile astea câteodată în regulă. În momentul în care mergi undeva să vizitezi un muzeu, să vizitezi o anumită locație, un anumit edificiu, ce-ți dorești? Să ajungi acolo, să ai posibilitatea de a parca în condiții civilizate, să poți să vizitezi, să-ți cumperi un suvenir și să mănânci eventual ceva, n-are importanță ce. Pentru că ai ajuns și vrei din zona respectivă să rămâi cu o impresie, cu ceva. Da? Să bei o cafea, nu știu, dar să stai un pic în zona respectivă. Lucrurile astea trebuie puse de așa manieră încât să fie elegant, să fie elegant, să fie frumos și să fie în regulă. După cum spuneați, parcare, cam nu, ca să fim măcar delicați în exprimare pe zona respectivă, sau dacă e ca și parcare, e publicitate, ai văzut, nu ne oferă atât de mult confort psihic, măcar dacă nu discutăm de altceva. Nu discutăm, din păcate, de niște lucruri care să creeze amintiri deosebit de plăcute. Va trebui să le creăm, va trebui să facem acest lucru, va trebui să gestionăm mult mai bine și eu întrebam dacă e posibil să începem inclusiv de la Sărbătoarea Națională, pentru că până una alta, cel mai mare român, conform votului românilor și după publicitate revenind la vot și vreau să vă întreb, atenție, asta e ciudată, întrebarea asta nu știu dacă v-a adresat-o cineva, cum ați fi gestionat dumneavoastră situația din diaspora? Eu tare cred că sunteți un om care ar fi găsit o soluție, da? Dar revenind la Ștefan cel Mare, la cetatea de scaun, până la urmă e cel mai mare român, votat cel mai mare român și noi aici, în Suceava, unde a fost cetatea lui de scaun, unde a stat atât timp, nu exploatăm la maxim acest lucru. Sunt unii care în străinătate, dacă a trecut pe acolo odată Franz Ferdinand și s-a răsturnat un bec pe lângă el, au făcut o legendă, o istorie din orice. Noi aici nu reușim să exploatăm cât ar trebui. Exact acest lucru, cred că l-am discutat tot împreună într-o emisiune la dumneavoastră. Avem atâtea legende, atâtea povești pe care nu avem capacitatea să le spunem, pentru că oamenii, turistul în general, este atras de această zonă de legendă, de poveste, de elemente care vin din trecut și sigur care sunt îmbrăcate alături de o poveste frumoasă, reprezintă un loc de atracție și bineînțeles un loc în care, după cum am spus, dacă identific această infrastructură minimă necesară, parcare, toaletă? Sigur, zona de alimentație publică cred că poate deveni o zonă de atracție importantă pentru județul Suceava. Corect. Așadar, ați reținut, da? Discutăm despre alegeri, cum au fost organizate, cum s-au desfășurat. Eu n-am auzit să fi fost incident în Suceava, dar aflam imediat de la domnul prefect Florin Sinescu dacă a fost ceva demn de luat în seamă ca și eveniment bun sau rău, de asta după 2 minute de publicitate. Și de asemenea o întrebare provocatoare sau îi adresez o provocare. Cum ar fi gestionat situația din diasporă? Dacă se putea gestiona? Totul pentru casa ta. Da, suntem din nou în direct pentru partea a doua, ultima parte a emisiunii, nu, partea a treia. Și îi lansăm o provocare domnului prefect vis-a-vis de organizarea alegerilor în diaspora. Pentru că și dumneavoastră ați văzut, stimați telespectatori, cu certitudine ați fost sensibilizați de un lucru care eu vă mărturisesc de numai când mă gândesc. Mă apucă fiorii. Oameni care au stat 10 ore pentru a vota, o spun la modul cel mai sincer. Eu probabil nu înțeleg importanța votului. 10 minute, un sfert de oră. Hai, poate un sfert de oră aș fi stat să-mi exercit dreptul de vot. Dar 10 ore n-aș fi stat niciodată pentru a-mi exercita dreptul de vot. Mi s-a părut ceva extraordinar din punctul ăsta de vedere.
cred că au fost sincope în organizarea alegerilor în diaspora. Știu că e o discuție care, de regulă, cei de acolo la București o poartă ei au soluțiile lor, dar eu tare cred că mai multă minte avem noi aici, în partea asta. Vă spun sincer, spre exemplu, și cum începem prima oară, alegerile din județ ați avut probleme? A fost ceva? În ceea ce privește procesul electoral, eu îl consider că s-a derulat în condiții de legalitate, n-au fost probleme deosebite, au fost în ziua votului 13 incidente electorale, dar nu lucruri deosebite. Deci au fost, ce înseamnă incident electoral, ca să înțelegem, apare pe 112 o reclamație că se întâmplă turism electoral, elemente de acest gen. Din aceste 13, 9 nu s-au confirmat, deci toată această zonă, iar cele 4 care s-au confirmat, vorbim în primul rând despre pierderea unei ștampile cu mențiunea votat. Cel mai probabil un cetățean a plecat cu ea acasă, din greșeală, din eroare, nu a mai fost recuperată. Haideți să vă spun ceva. Eu m-am gândit la această probabilitate, că din mai o vânzoleală, mai nu știu ce, pleci cu ștampila. Mă credeți că ți-e frică să o duci înapoi? Da? Deci, atenție! Ai plecat cu ștampila fără să vrei. Deci da. M-am gândit ce s-ar întâmpla. Și după aia, hopa, stai că e în buzunar, când am ajuns acasă. Păi eu nu știu dacă am curaj să mă duc să o duc înapoi. Că dacă, că te iau ăla, bă, dar unde mai ai? Ai mai pus? Ai pus pe altceva? Vă spun sincer, deci e o problemă. S-ar putea, pe o anumită discuțiune, dar nimeni nu și-a pus problema de așa ceva. Ai cumva o ștampilă? Nu! Deci nu-i la mine asta. Nu! Am înțeles. Da, deci asta a fost un element care l-am avut în, deci în ziua votului. Ștampile. Un alt element, să spunem așa, cu o zonă de inedit, după închiderea votului la o secție de votare din Dolhasca, am fost sunat de către președintele Biroului Electoral a secției de votare că și-a dat pe foc ștampila de control a secției. La secția 148, practic ei, în momentul în care au închis secția de votare, au strâns buletinele neîntrebuințate, toate materialele, toate deșeurile de hârtie care existau în acea zonă, le-au luat de pe masă și le-au aruncat în foc. Dar prin această acțiune, practic, și-au aruncat și ștampila de control, ceea ce însemna că, practic, procesul verbal nu putea să fie ștampilat. Asta s-a întâmplat undeva la ora 21:30 de minute, informația când am primit-o, iar la 11 fără un sfert, practic, avea o nouă ștampilă în secția de votare, pentru că noi am avut, așa am avut contractul cu firma care ne-a furnizat, ne-a confecționat și furnizat ștampile de control. Pentru ziua votului ne asigură permanență, pentru că am mai avut asemenea situații. În anii trecuți am avut la primele ore ale dimineții, deci vorbim de debutul votului, ceea ce acolo s-a întâmplat următorul lucru. Am oprit votarea pentru o jumătate de oră până a ajuns ștampila. În cazul fericit, ei sigur și-au putut continua activitatea. Și-au făcut, și-au desfăcut urnele, au făcut toată ceea ce înseamnă zona de pregătirea datelor pentru procesul verbal de constatare și în momentul în care le s-a furnizat și ștampila, noua ștampilă de control, practic au fost încheiate procedurile. După cum am spus, nu au fost probleme deosebite la nivelul județului Suceava. Au mai rămas două cazuri. Au fost două cazuri de turism electoral au fost, care nu s-au confirmat. Vreau să vă spun că inspectoratul de poliție, structurile care au fost în teritoriu, au oprit 60 de asemenea posibile situații. Vorbim de autocare, de autobuze, de microbuze, care neavând inscripționat elemente, fiind curse regulate, nu știu, Vatra, Doarne, Suceava, Cluj, Suceava, adică nefiind pe această zonă, ele au fost oprite, legitimate, unde, care este scopul deplasării și nu au fost asemenea probleme. Din acest punct de vedere, nu avem semnale legate de asemenea elemente. Pe ansamblu, vă spun, lucrurile au fost clare și fără nicio problemă. A fost această variantă pentru cei care nu votau în localitatea de domiciliu, în secția de votare la care erau arondați, pentru a preîntâmpina tocmai această discuțiune, se făcea votarea pe baza unei declarații pe proprie răspundere că
nu ai mai votat, deși legea spune exact același lucru. A fost o măsură de intimidare tocmai a turismului electoral, care fie vorba între noi, dumneavoastră spuneți că nu s-a întâmplat, dar eu nu cred că nu s-a întâmplat la nivel de Românie. Că chiar și la aceste alegeri, că nu ar fi fost vreo câțiva săraci pe care au plimbat ca pe moaște. Dar eu, deci rămân, pentru că e o largă, s-a făcut multă discuție și atâta timp cât statul sau actualul guvern a hotărât că este o măsură de prevenție a turismului electoral, tocmai această completarea unei declarații pe proprie răspundere, eu cred că în bună măsură a reușit să descurajeze acest turism electoral. Pentru că știți cum e vorba aia, nu iese fum fără foc. În Suceava am văzut, am testat, ca să spun lucrul ăsta, cu, tot cu completatul ăla, nu dura foarte mult, deci nu era o chestiune care să genereze probleme. În schimb, în diasporă s-a întâmplat lucrul ăsta. Da, e puțin diferit votul în diasporă din punctul meu de vedere și aici vă spun și încerc să fac o analiză doar tehnică pe această zonă. Elementul cel mai important care apare pe secții de votare din diasporă este că nu știi câți votanți vei avea. Întrucât nu există copii de pe listă electorală permanentă. Dumneavoastră, în secția în care ați votat, cel mai probabil sunteți în jur de 2000 de persoane arondate pe acea secție de votare, care se poate prezenta la vot. La o secție de votare, dacă luăm Torino, de ce spun de Torino, că am avut în ziua de duminică discuții cu o cunoștință, cu un prieten de-al meu de acolo, deci sunt, puteau să vină 50.000. 50.000 înseamnă, practic, peste municipiu, deci Rădăuțu plus Fălticeniu. Deci asta ar însemna că ar fi trebuit să avem vreo 30 de secții de votare, în ideea în care, conform legii electorale, o secție de votare trebuie să fie arondată 2.000 de persoane, 2.000 de alegători. Deci, da, practic, aici este chestiunea. Bun, neavând acest element clar, nu știm câți vor dori să voteze. Lucrurile sunt destul de complicate în sensul că nu poți să-ți dimensionezi foarte exact nevoia de logistică din cadrul secției de votare. Aici cred că este un element care trebuie să fie corectat. Dar m-ați întrebat cum se putea realiza. Din punctul meu de vedere, discutăm despre respectarea cadrului legislativ din acel moment. Deci noi nu puteam să ne mișcăm în altceva. De am ființat alte secții, lucrurile sunt foarte clare din punctul meu de vedere. Adică s-ar fi putut face ceva, dar încălcând legea. Nu. Se putea face, din punctul meu de vedere, cred că se puteau face două lucruri importante. Logistica din cadrul fiecarei secții de votare mărită, și aici mă refer la cabinele de vot, mult mai multe, la chiar, deci pe lângă consulat funcționează o secție de votare. Da. Da. Dar puteam să mut, asta nu înseamnă că pe lângă trebuie să fie în clădire imediat alăturată consulatului. Puteam închiria o sală de sport, făceam 50 de cabine. În Germania. Puneam 50 de cabine și puteam rezolva problema, ceea ce înseamnă o altă dimensiune a componenții biroului electoral a secției de votare, ceea ce din punctul de vedere a legislației actuale nu era posibilă. Adică lucrurile nu erau foarte clar de rezolvat. Dar cred că biroul electoral central putea lua decizia prelungirii votului după ora 21. Acest lucru s-a mai întâmplat în anii trecuți în România. Cred că era important să voteze toți românii în acel moment, pe legislația actuală, pe ceea ce se poate întâmpla în continuare, că lucrurile de acum sunt trecute. Trebuie îmbunătățit foarte mult acest sistem și aici cred că trebuie două elemente importante și nu sunt foarte costisitoare din punctul meu de vedere. Vorbesc în primul rând despre un cititor de cărți de identitate la nivelul fiecarei secții de votare. Când ieșiți din țară, vine cel de la Compania Națională de Autostrăzi și vă pune un aparat pe numărul de mașină, da, să vadă dacă ați plătit rovinieta. Lui, corect, el primește informația în timp real. În câteva fracțiuni de secundă. De secundă că dumneavoastră ați plătit rovinieta, deci deplasarea dumneavoastră pe teritoriul României s-a făcut cu plata fiind existentă. Deci cred că o asemenea cititoare, dacă s-ar achiziționa, practic am discutat despre eliminarea turismului electoral în momentul în care eu m-aș prezenta la o altă secție de votare din nou, cititorul îmi spune, domnule, dumneavoastră ai votat. Deci practic datele să fie furnizate într-o bază de date,
comună, astfel încât acolo lucrurile să fie foarte clare. Vă spun, am fost într-un concediu, am fost la un spectacol și m-am dus cu biletele listate pe format hârtie, da, pe care exista un cod de bare. Da. M-am dus cu cititorul, mi-a citit hârtiile și am intrat la acel spectacol fără nicio problemă. Deci, și așa mi-am plătit parcarea de acasă, mi-am plătit parcarea în Germania, pe bun. Cred că aici este zona care trebuie să o rezolvăm în ceea ce privește evitarea acestei zone de aceste suspiciuni de turism electoral. Practic nu am mai putea să vorbim de această zonă în momentul când avem introdus acest sistem electronic. Corect. Sigur, votul să fie efectiv tot pe suport hârtie, dar practic gestiunea persoanelor care votează să fie realizată prin aceste cititoare. Dacă vorbim de ceea ce înseamnă zona de diasporă, cred că ar fi important să existe o perioadă de 30 de zile înainte de procesul electoral, în care aceste persoane să se înscrie, să-și exprime intenția de a vota. Mergând în... Ca să știm unde să facem, unde să facem de secții de votare. Noi, să spunem așa, gândim că e nevoie doar la Berlin și la München. Dar poate sunt foarte mulți din altă oraș. Dacă sunt 2000, sunt cât de secție de votare, deci, în Günzburg. Noi nu putem dimensiona în acest moment lucrurile. Cred că o perioadă de 30 de zile pe o a comunica pe o adresă de mail, nume, prenume, câteva date, astfel încât să-ți poți crea inclusiv o listă electorală permanentă, bineînțeles, deci făcută în mod electronic pe datele care sunt furnizate, cred că ar putea să fie creionată această nevoie de secție de votare de pe teritoriul altor state. Aici lucrurile cred că trebuie rezolvate, întrucât vorbim de o lege electorală care, în mod evident, a fost creionată înainte de 2007, de când România a devenit țară membra Uniunii Europene. Iar nu erau foarte mulți români înainte de 2007 în afara țării. Practic nu s-a pus niciodată o presiune, o adresabilitate pe vot atât de mare cât a fost acum. Deci trebuie legea să fie amendată, trebuie să fie îmbunătățită și adusă la zi, la nevoia de a ne exercita dreptul de vot. Este important ca fiecare persoană să-și exercite dreptul de vot. Sigur, sunt sisteme în lume, Danemarca, la 3 ani de zile, dacă nu locuiești în Danemarca, nu mai ai drept de vot. Pot fi abordate multe chestiuni, trebuie aduse în Parlament. Parlamentul să ia o decizie, pentru că acesta este rolul său, astfel încât aceste lucruri să fie rezolvate. Din punct de vedere tehnic, eu cred că aceste două elemente ar rezolva foarte multe probleme. Vă dați seama, neavând posibilitatea să votez la o a doua secție, având acel control electronic, gândiți-vă aceste filtre de poliție care le-am avut în teren. Deci aceste mașini dispar, pentru că n-au ce să mai facă. Da, deci unii bani pe care i-am cheltuit ca să-i ținem pe oamenii să păzească, în mod problema, evident, end of story. Eu vă dau un exemplu, anul 2009, alegerile prezidențiale, când s-a dispus la acel proces electoral de către Biroul Electoral Central monitorizarea video a tuturor secțiilor de votare. Deci în momentul când am primit acel lucru, eu am spus, domnule, este imposibil să facem acest lucru, neavând bani, fonduri la dispoziție. Dar cu tehnica existentă la nivelul fiecarei unități administrative teritoriale, am cumpărat doar câteva camere web din comerț, astfel încât am reușit și am avut transmisie în direct, care sunt stocate la nivel de București, cu votul din 2009. Deci lucrurile se pot face. Dar cred că trebuie împletit atât zona asta tehnică, care sigur este cel mai bine să vină din teritoriu spre centru, pentru că în teritoriu știm exact cu cine confruntăm, care sunt problemele, și sigur elementele care țin de zona politică trebuie discutate în Parlament, astfel încât abordat o anumită zonă. Dar cred că cele două, deci controlul electronic al votului, doar în ceea ce privește prezența la vot, poate fi realizată fără nicio problemă. Și totodată, dacă vorbim de diasporă, o anticipare a persoanelor care intenționează să meargă la vot, exact cum a fost cu urna mobilă, au avut cele două ore ca interval, sâmbătă, deci în preziua alegerilor, de la 18 la 20, s-au depus cererile, la Suceava au fost 2.343, din care 1.108 persoane au fost din unitățile spitalicești și au putut să-și exprime dreptul de vot pe baza celor cereri. În mod similar,
putem gândi o perioadă de 30 de zile înainte de alegeri, astfel încât să ai un răgaz de 2 săptămâni, 30 de zile, să poți organiza secțiile de votare respective. Nu știu, apar, cum am spus, noi nu avem o imagine unde sunt românii. Bun, noi vorbim că sunt în Italia, că sunt în Germania, că sunt în Spania, că sunt în Franța. Ok, dar ei sunt comasați. Sunt zone unde apar mult mai mulți români. Deci trebuie să dimensionăm această activitate astfel încât tehnic cum să poată fi realizat votul. E un lucru deja reținut în România. Avem așa ca și gândire. Secții de votare cu câte 5-6 cabinete de vot, da? Da. Undeva pe aici, la care sunt arondate aproximativ 2000 maxim de persoane. 2000, da. Cam același lucru trebuie să-l facem. Este important votul, este important ca statul să ofere această posibilitate cetățenilor, sigur, de a vota, dar haideți să o spunem și pe aia bună și pe aia serioasă. Nici nu poți să faci 1 milion de secții de votare într-o întreagă Europa. Adică, haideți să vedem până unde merge această dimensiune. Adică, luăm în calcul numai faptul ăsta. În Italia, peste 1 milion de români. Le ofer dreptul de vot, e normal, dar nici nu poți, e o comunitate acolo, mai facem o secție de votare. Până la urmă, pe teritoriul României ai obligativitatea de a pune lucrurile astea foarte bine la punct. În străinătate, mă gândesc, în afară de orașe mari pe unde or fi ai noștri, adică să încercăm să dăm un pic la o parte emoția pe care am văzut-o, că s-a transmis multă emoție din punctul ăsta de vedere. Mă gândesc, un stadion, câteva săli polivalente, făcute multe în cazul în care mai multe secții de votare la un loc, nu? Bun, eu nu m-am referit să creăm secții de votare în fiecare orășel unde avem 100 de români. Bun, eu m-aș fi gândit, nu, poate ar fi fost interesant. Un areal în care să ajungem la 2000-2500 de alegători care pot vota în acea zonă. Practic îi aducem într-o anumită zonă pe toți. Deci cred că aici este elementul să ajungem la 2000-3000 de alegători pe o anumită zonă, în Italia, în Germania, ceva de genul acesta gândesc lucrurile. Dar sigur, din punct de vedere a Parlamentului, lucrurile pot fi discutate. Adică pot fi discutate în modul în care, ceea ce spunea și dumneavoastră, votul principal este în România, poate fi abordat și modul în care să spunem, da, domne, vrei să votezi, vino în România. Bun, până la urmă, aici ai principala obligație. Poate fi abordat. Faci afară, adică, deci sunt variante de lucru. Eu tehnic v-am explicat, deci o variantă în care, neavând o dimensiune a celor care doresc să voteze, este extraordinar greu să gestionez acest lucru. Corect. Deci vă spun, acum, pe data de 30 noiembrie, avem alegeri în Suceava. Vorbim de o secție de votare care este organizată la Universitatea Ștefan cel Mare pentru alegerile pentru Parlamentul Republicii Moldova. Este o secție de votare pe care o organizăm cu sprijinul structurilor Ministerului Afacerilor Interne. Vom asigura tot ceea ce înseamnă logistică, pază, dar gestiunea în secție de votare, în mod evident, o fac vecinii noștri moldoveni. Sigur, primul lucru care l-am făcut, am vrut să văd câți moldoveni sunt în Suceava. Să știm exact ce dimensiune facem. Am discutat la biroul de emigrări, unde avem o asemenea situație. Sunt 726 de moldoveni înscriși în evidențele biroului, din care 506 sunt la studii. Din aceștia avem o parte care sunt studenți, undeva în jur de 320-350, diferența fiind liceeni, deci fiind în zona de liceu. Și iar diferența, 220 de persoane și-au dobândit și domiciliu pe raza județului Suceava prin căsătorie. Deci aceasta este dimensiunea acestei secții de votare. Bineînțeles, nu cunosc exact legislația Republicii Moldova dacă o persoană aflată în tranzit poate vota la Suceava. Bănuiesc că da, dar nu am elemente. Sunt chestiuni care țin de strict de legislația statului respectiv. Noi, în ceea ce ne privește pe noi, le-am pregătit toată logistica. Am vrut să vedem exact cum ne putem dimensiona această secție de votare la ceea ce poate vota, deci prognoza de vot, deci cu 5 cabine, fără nicio problemă, deci vom rezolva problema la Suceava. Din acest punct de vedere, este foarte greu să putem avea o imagine foarte clară pe o zonă în care nu știm câți români sunt în acea zonă. Concluzia ar fi că trebuie să avem
nu o gestiune a românilor de peste granițe, dar în momentul în care se apropie un asemenea moment, și anume un vot de care discutăm, da, va trebui să existe, să spunem așa, și o colaborare din partea românilor care sunt acolo. O colaborare, când spun acest lucru, mă gândesc la solicitare, adică exact ca la urna mobilă, da, cu un interval ceva mai mare, domne, intenționez să votez. Da? Și statul român întreabă, domne, ce mai aproape, dacă ești în Italia? Roma, Napoli sau... Ca să știm și cum dimensionăm. Despre asta este vorba. Vă dau un exemplu foarte elocvent la alegerile pentru Parlamentul European, care au avut loc pentru prima dată în România în 2007. A fost acel mandat de 2 ani, da, de zile. Da. Cetățenii Uniunii Europene, din Uniunea Europeană, care erau pe teritoriul României rezidenți, aveau dreptul de vot. Dar acel drept de vot îl obțineau dacă mergeau la primarul unității administrative teritoriale unde avea rezidența și completau o cerere pe baza căreia spunea că intenționează să voteze la alegeri. Deci sistemul nu este inventat acum. Deci el a fost corect practicat și în anul 2007. Deci practic puteam avea o imagine cine va vota. Erau, dacă mi-amintesc, la nivelul județului atunci undeva 36 de persoane, 38 de persoane care s-au înscris pe acele liste suplimentare, fiind cetățeni ai Uniunii Europene, cu domiciliu într-o țară a Uniunii Europene, rezidență în România. Am înțeles. Da, Angela, ce vrei să zici? Nu, nu vreau să zic nimic. Vreau să-ți atrag atenția că suntem pe final, discret, dar dacă ai vrut să zic tare, am spus tare. De ce pe final? Gata, a venit finalul. Un singur lucru mai vreau să-l spun, pentru că lucrul ăsta mi-e tare drag mie, și anume în momentul în care mă întâlnesc cu dumneavoastră la patinoar și am văzut o știre din monitorul de Suceava de astăzi că Tiberiu Maieran vrea să revigoreze hocheiul la Rădăuți. Mă bucură foarte mult această informație. De hochei nu cred că ne mai apucăm, domnul Cucoș, dar la patinoar sigur sunt convins că ne vom vedea și Angela cred că va veni la patinoar, pentru că este important. Am înțeles de la domnul primar undeva dacă temperaturile vor fi scăzute pe 1 decembrie se va deschide și patinoarele. Încă o dată spun, ziua de 1 decembrie invit sucevenii să vină alături de noi pe bulevardul principal. Este o zi plină de evenimente, paradă militară, spectacol și bineînțeles datorită Bucovinii TV va fi prezent această manifestare în casele tuturor, dar este important totuși să fim alături în acea zi. Stimați respectatori, cu aceste cuvinte încheiem ediția de astăzi a matinalului nostru. Până la momentul reîntâlnirii, toate cele bune!